După depuneri de coroane, intonarea imnului de stat, rostirea de mesaje și urări de la mulți ani în cadrul evenimentelor organizate cu ocazia zilei de 1 decembrie a venit și momentul mult așteptat. Retragerea cu torții a militarilor pe o vreme frumoasă și nu ca cea de la prima ediție, când ploaia de afară a stricat toată atmosfera ce urma a fi creată. Cu făclia prinsă în mână, soldații au trecut prin fața numeroșilor târgoviștieni adunați să ia puțin din mirosul altor vremuri. Militarii au plecat din strada Poet Grigore Alexandrescu spre primăria Târgoviște pe Bulevardul Libertății, Casa de Cultură, Parcul Mitropoliei, Prefectura Dâmbovița, Mănăstirea Stelea, Calea Domnească și Turnul Chindiei.